Cum v-am obișnuit în ultimii doi ani, v-am promis în 2013 că de ziua culturii naționale o să încercăm, Biblioteca Județeană să încerce să aducă în fața dumneavoastră personalități deosebite ale culturii românești. În 2013 l-am avut invitat pe Lucian Avramescu, în 2014 l-am avut pe domnul profesor Gheorghe, universitar dr. Gheorghe Bârlea. Anul acesta l-am invitat pe domnul conferențiar universitar Daniel Crista Enache. Pentru cei care sunteți apropiați mediului literar, îl cunoașteți foarte bine. Dânsul este, face parte din generația tânără de istorici și critici literari și care s-a impus în domeniul acesta. Și vreau să-i mulțumesc personal pe această cale pentru că a ales astăzi să vină la Târgoviște. Deci dânsul putea astăzi să fie la Botoșani, fiind membru într-o comisie de acordare a unor premii literare la Botoșani și totuși a ales ca astăzi să vină la Târgoviște să susțină o conferință la Biblioteca Județeană. De asemenea, îi mulțumesc pentru popularizarea evenimentului și îl invit acum în fața dumneavoastră. Titlul conferinței este Eminescu și poezia de astăzi. Onoarea este de partea mea și bucuria de a fi alături de dumneavoastră pentru prima oară la Târgoviște. Am trecut de multe ori prin Târgoviște în drum spre Vârfuri, unde socrii mei au o casă de vacanță și poate că în subconștientul meu, în toate aceste excursii, în subconștientul meu a fost refulat gândul că într-o zi voi ține o conferință, o comunicare despre Eminescu și poezia de azi la Biblioteca Județeană Ioan Eliade Rădulescu din Târgoviște. Mulțumesc doamnei directoare pentru această onoare pe care mi-a făcut-o și sunt foarte bucuros să văd câtă lume aleasă este prezentă în această zi aici. Lucru cu atât mai important pentru mine cel puțin, cu cât de multe ori și în multe părți din România culturală, Eminescu, în loc să fie o preocupare, dacă nu cotidiană, măcar constantă, este o preocupare care vine, cum tot Eminescu spunea, de vreo două ori pe an. Adică în ianuarie și în iunie, foarte multă lume își amintește de Eminescu și avem de prea multe ori ceea ce aș numi un exces de muzeificare. Și salut în această perspectivă spusele antevorbitorului meu, domnul secretar, care cu o metaforă foarte frumoasă și grăitoare spunea că trebuie să ne uităm nu numai în oglinda retrovizoare, să vedem trecutul, trebuie să ne uităm și în față, prin parbriz, să vedem viitorul. Este exact ceea ce a făcut Eminescu în prea scurta sa viață. Este unul dintre cei mai vizionari poeți și artiști români și este totodată modul prin care el este astăzi, pentru toți cititorii atenți ai operei sale, un artist și un poet de o extraordinară actualitate și modernitate. De aceea, titlul comunicării mele, Eminescu și poezia de azi, care poate părea pentru cei nepreveniți puțin curajos, puțin avangardist, este de fapt foarte firesc. Pentru că, după cum vom vedea, după cum veți vedea, există în literatura română contemporană, în poezia românească de azi, poeți foarte importanți, poeți mari, care au un dialog artistic, un dialog creativ cu Eminescu, un dialog de la poet la poet. Deci, dacă într-o parte avem un exces de muzeificare, de discuții calpe, de sintagme sfărăitoare care îl iritau teribil pe un mare prieten al lui Eminescu, și anume pe Caragiale, dacă în altă parte avem, în alte părți avem un exces de actualizare și de demitizare prin care figuri importante din panteonul nostru cultural, național,
sunt târâte într-un relativism care vrea să fie umoristic și reușește la modul involuntar cu acel reflex al puberilor de a pune mustăți și de a îngroșa în sensul unor caricaturi portretele consacrate ale marilor autori români. Deci între aceste două excese, cred că acest fel de a-l reconfigura pe Eminescu prin intermediul poeziei unor mari poeți contemporani este felul care ni se potrivește cel mai bine. Aici, în această atât de frumoasă sală, având în spate o emblemă a spiritualității românești, care este steagul României, și o emblemă a ceea ce înseamnă gândire larg europeană, nu numai occidentală, ci și estică, reprezentat de steagul Uniunii Europene, aș spune că sunt cele două componente sau cele două dimensiuni ale, nu numai ale operei, ci și ale gândirii lui Eminescu. Așa cum înainte, o generație fuseseră ale gândirii lui Ioan Eliade Rădulescu. Astfel încât cei care aleg să vorbească numai despre dimensiunea omenească, prozaică, vulgarizând foarte mult discuția, îi invit să facă un lucru extrem de simplu. Îi invit să tragă la Xerox opera lui Ioan Eliade Rădulescu și manuscrisele lui Eminescu. Înainte de a minimaliza pe acești doi uriași cărturari, hai să vedem dacă putem măcar să tragem la Xerox, să facem efortul fizic de a copia la Xerox uriașa lor operă. Și dacă testul acesta nu va fi trecut, va rezulta că epigonii suntem noi și că marile spirite ale acestei culturi sunt undeva în urmă. Eminescu a reușit, în opinia mea, o performanță absolut extraordinară, nu numai la scara literaturii române, ci și în ceea ce privește raportarea culturii noastre la cultura europeană a vremii lui. Gândiți-vă că romantismul în Europa se plasează la undeva în jurul anului 1800, puțin mai devreme, și apoi. Romantismul este deja inventat, practicat și ilustrat în culturile occidentale, în cultura germană, în cultura franceză. Și gândiți-vă că drumul în Occident, de la romantism și până la avantgardism, până la dadaism, acest drum este parcurs în 120 de ani, de la 1800 până la 1916-1918, cele două manifeste ale dadaismului, de la Zurich și de la Berlin, se întind 120 de ani. Gândiți-vă că același drum, același parcurs, de la o paradigmă, de la un curent precum romantismul, la unul precum dadaismul și avantgardismul în sens larg, este parcurs la noi, în cultura română, în poezia și în literatura națională, prin combustia extraordinară pe care o realizează Eminescu, de la volumul apărut, singurul volum apărut în timpul vieții lui Eminescu, volumul de poezii, și până la manifestul, primul manifest al dadaismului și apoi manifestul semnat și de Tristan Țara, sunt puțin peste 30 de ani. Altfel spus, ceea ce în culturile occidentale s-a parcurs în 120 de ani, în cultura română s-a parcurs într-un interval de 4 ori mai mic. Într-un interval temporal de 4 ori mai mic. Iar această extraordinară combustie, acest fenomen de recuperare a unui decalaj cultural, care este, în general, decalajele culturale
sunt mai profunde și mai grave decât decalajele istorice. Uitați-vă la ce se întâmplă astăzi, ce înseamnă decalaj cultural între spațiul Orientului și spațiul Occidentului și cum unii par să trăiască în evul mediu în care am trăit noi și alții sunt în postmodernitate. Deci decalajul cultural sau rupturile acestea culturale, întârzierile culturale, sunt mult mai profunde și mai grave decât cele istorice. Nu? Noi, înainte de, pe vremea lui Ceaușescu, în epoca de aur, între ghilimele, noi istoric eram la același nivel cu întreaga Europa, eram parte a aceleiași istorii, dar noi eram ținuți într-un izolaționism care tindea să devină elementul unui nou decalaj cultural. Astfel că în 1990, după Revoluție, noi am simțit ceea ce ni s-a întâmplat ca o revenire la matca firească a culturii europene și globale. Deci Eminescu, firește, alături de alți mari artiști ai vremii sale, l-am numit pe Caragiale, evident, cel al mare clasic, Ioan Slavici, care a modernizat proza românească și este unul dintre întemeietorii, în sens valoric, ai romanului românesc, acești câțiva scriitori, alături de un mare critic, pe nume Titu Maiorescu, au reușit să facă într-un timp foarte scurt să dea literaturii române un nivel de competitivitate și de raportare fără niciun fel de complex la canonul cultural european și universal.